thousands of Muslim migrants, immigrants, sorry, in Sweden are hearing about. Mii de musulmani imigranți din Suedia au auzit despre Iisus Hristos datorită lucrării de slujire a acestei femei. Ea se numește Anahita Parsan și a văzut 1500 femei musulmane care au fost mântuite în Suedia. Fostă musulmană ne-a povestit cum lucrează Dumnezeu prin ea ca să transforme viețile musulmanilor din Europa. I decided to follow him. I decided to do everything. Am decis să îl urmez. Am decis să fac totul ca oamenii să îl cunoască, să înțeleagă ce a făcut pentru noi, prețul pe care l-a plătit. And just now I only try to speak with Muslim, speak about evangelia. Încerc să mă adresez musulmanilor, să le vorbesc despre evangelizare, despre Biblie. Mă rog pentru acești oameni. Știu că rugăciunea este puternică. Le vorbesc despre Isus și despre faptele sale din Biblie și despre modul în care a lucrat în viața mea. Apoi îi întreb pe oameni dacă vor să mă rog pentru ei. Răspunsul lor este mereu afirmativ. In the Bible and in my life. And after that I ask that people, do you want to pray? Always they say yes. Este impresionant. Parsan a spus că a fost amenințată din cauza activității sale, dar a spus că este puternică în Domnul.